Doamnelor, domnilor, suntem din nou în platoul emisiunii Fără Secrete, în preajma zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, și astăzi este invitat în platou domnul general de brigadă în rezervă, Costel Gavrilă. Ce înseamnă instituția jandarmeriei pentru societatea românească? Cât de importantă este prezența jandarmilor pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în orice moment? Cum a evoluat această instituție de-a lungul timpului? Vom afla în minutele următoare. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Răspund cu drag acestor invitații ale dumneavoastră și pe această cale, la început, vă rog să-mi permiteți să transmit Vă rog. telespectatorilor gânduri numai de bine, multă sănătate, iar celor care poartă numele de Andrei, în această zi, un călduros la mulți ani și multă sănătate și împliniri, alături de cei dragi, bineînțeles. Pentru început, domnule general, vă rog să ne spuneți cum a apărut conceptul de jandarmerie în istorie și care a fost nevoia inițială pentru formarea acestei forțe. Jandarmeria, ca forță armată, componenta forțelor armate din România și din cadrul structurilor de ordine și siguranță publică, reprezintă pentru națiunea română un stâlp de nădejde și a reprezentat în toate acest stâlp, în toate evenimentele istorice la care, pe care, care au fost și au marcat națiunea română. Jandarmeria română a apărut în 1853 prin decretul domnitorului Ghica, Grigore Alexandru Ghica, un ofis domnesc care prevedea transformarea slujitorilor în jandarmi. Bineînțeles că această denumire de jandarmerie a fost împrumutată de la colegii noștri francezi, pentru că la bază jandarmeria este o concepție din timpul Marelui Împărat și chiar dacă unii spun controversat, Marele Împărat Napoleon, prim consul, după aceea împărat. Chiar într-o activitate de pregătire am participat la unele activități în două cazări ale fostei jandarmerii napoleoniene în Bruxelles. Și am observat că acolo organizarea dăinuie, chiar dacă ea a fost contopită din diferite motive cu forțele de poliție, dar în continuare în Europa și în lume, această denumire de jandarmerie sau structuri militare de ordine publică continuă să existe în multe țări. Jandarmeria la noi, după 1853, a avut un parcurs care a fost influențat de evenimentele istorice. Cum a evoluat jandarmeria în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza? În localitățile rurale își îndeplineau activități de poliție judiciară, dar și de ordin, menținerea ordinii publice, a treburilor din lăuntru, cum se spunea în momentul respectiv. Și bineînțeles că și-au adus aportul la bunul mers al activităților sociale cotidiene. Existau organizări pe legiuni de jandarmi, pe diferite plase, județe și bineînțeles exista ulterior un inspectorat general de jandarmi la nivelul Bucureștiului, dar era și la Iași, pentru că era împărțită în două, în zona Moldovei. De acolo s-a dezvoltat mai mult s-au dezvoltat aceste structuri. Ulterior, practic, după 1826, am avut această repartiție a structurilor către mediul rural, înființându-se cât mai multe, de către guvernul liberal din momentul respectiv, de cât mai multe posturi de jandarmi. Ulterior, jandarmeria română a participat etapizat la toate evenimentele și vorbim și de războiul de independență 1877 și în primul război mondial și în al doilea război mondial, alături de toate structurile militare în diferite teatre de operații pe Care au fost efectele asupra jandarmeriei în perioada imediat următoare implicării în cel de-al doilea război mondial? Jandarmeria română avea un corp foarte bine pregătit. Având în vedere că după al doilea război mondial și mai ales după evenimentele din 23 august 1944, după arestarea mareșalului Antonescu și preluarea puterii de către
Partidul Comunist, ca să mergi forțele comuniste, socialist, comuniste. Bineînțeles că totul era legat sau totul era considerat ca fiind perimat sau aparținea, ca ar fi aparținut fostei puteri, burgheziei și așa mai departe. Și în 1949 s-a efectuat o reorganizare, mai bine zis o epurare a aparatului nostru, și s-a înființat miliția, preluând la toate posturile de miliție jandarmii existenți, iar la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei s-au transformat în Inspectorat General al Miliției, preluând și poliția, care bineînțeles și ei au trecut la acel moment prin activități de reorganizare, restructurare. Care au fost misiunile din acea perioadă? Unele subunități de intervenție ale jandarmeriei, ale jandarmilor, sau au, cel puțin cele de pază de intervenție mobile, au fost, au purtat din 1949 denumirea de trupe de securitate. Nu aveam nicio legătură cu, înființându-se în acest sens, comandamentul trupelor de securitate, care nu avea nicio legătură cu securitatea operativă. Noi aveam în continuare militari în termen, aveam în continuare misiunile de pază, protecție, intervenție, ulterior și intervenție antiteroristă la obiectivele pe care le aveam în pază, misiuni de ordine publică împreună cu miliția și cea mai importantă misiune de educare a tinerilor militari, de pregătire, pentru că aveam stagiu militar cu toți tinerii militari. Iar dacă ne uităm acum, foarte multe persoane, personalități au făcut armata la trupele de securitate. Cum a evoluat jandarmeria după căderea regimului comunist și în contextul tranziției spre o societate democratică? Până în evenimentele din 1989, unele evenimente cu, mă refer la evenimente cu public numeros, evenimente unde se impunea prezența efectivă a unor forțe sporite din partea noastră, a trupelor de securitate și a miliției, erau oarecum predictibile. Noi am fost transformați din ianuarie în trupe de pază și ordine, trupe de pază inițial, trupe de pază și ordine, trupe de ordine publică, trupe de jandarmi. Comandamentul trupelor de jandarmi, care a rămas în această denumire până în 2005, la intrarea în vigoare a actualei legi 550 de organizare și funcționarea jandarmeriei române. Când s-a transformat din comandamentul trupelor de jandarmi în Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Inspectoratul unde am activat și eu după 27 de ani de când fusesem locotenent în curtea de la Băneasa, am devenit inspector general în curtea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și răspundem de toată țara. Cum au influențat, iată, schimbările economice și sociale, activitățile și structura jandarmeriei? Vreau să scot în evidență încă de la început, imediat după evenimentele din decembrie 1989, jandarmeria, chiar eu am trăit pe viu prima criză creată după aceste evenimente, pe lângă faptul că și în evenimentele respective eram comandant de subunitate și a trebuit să acționez în limita atribuțiilor profesionale, am fost detașat cu o subunitate de jandarmi în zona Târgu Mureș, unde au fost primele evenimente create în urma unor manipulări, pentru că așa se întâmplă, manipulări ale maselor. Chiar am scris o lucrare referitoare la influența maselor de oameni și vreau să spun că au fost evenimente deosebit de violente. Cred că ați urmărit în timp unele aspecte din acel moment. Până în luna septembrie am desfășurat, chiar dacă ele s-au terminat relativ la o lună după luna, la finele lunii martie, începutul lunii aprilie 1990, ele au continuat, a trebuit să rămânem în dispozitiv de menținere, pentru că cele două tabere etnice, români și maghiari, încă aveau unele dispute și bineînțeles că chiar dacă ei
trăiau până în acel moment în zona respectivă și în zonele respective foarte bine, datorită unor, sau din cauza unor influențe s-a ajuns la ce s-a ajuns în momentul respectiv, la evenimente violente. Bineînțeles că imediat a fost o reorganizare în luna septembrie, când s-au înființat la fiecare județ batalioane de jandarmi și imediat au început alte evenimente economice. În primul rând, marile privatizări, ca să spun așa, și care au influențat masele de oameni să iasă în stradă. Atunci a trebuit jandarmeria să se reorganizeze, să fie reorganizată pe principiul intervenției și asigurării măsurilor de ordine publică, prevenirea faptelor antisociale cu aceste ocazii ale mitingurilor, marșurilor. Mai mult de atât, evenimentele sportive, în special în domeniul fotbalului, au luat o amploare după 94-95 deosebită și marile cluburi deja își formaseră galerii. Aceste galerii s-au influențat în mod negativ unele pe celelalte. A trebuit iarăși o abordare diferită. Pentru obiectivele pe care le-am avut în competență, mă refer la obiective stabilite prin hotărâre ale guvernului, a trebuit să înființăm și structuri de intervenție antiteroristă, pentru că atât în legea veche 116, care era la momentul respectiv, cât și în noua lege, sunt prevăzute subunități de intervenție antiteroristă la obiectivele din competență. Atât obiective aparținând statului român, cât și obiective aparținând altor state care au reprezentanțe pe teritoriul țării noastre. Și, bineînțeles, și la obiective de importanță deosebită, atât economice, cât și sociale și altele, pe care le găsim în hotărârile ale guvernului. De asemenea, alte structuri pe care le-am înființat au fost cele legate de cercetare, documentare, pentru că trebuia orice misiune să fie documentată, mai ales cu public numeros, și, bineînțeles, și acest lucru este stipulat în lege. Nu înseamnă că noi spionăm, dar suntem obligați, pentru ca structură militară, să desfășurăm activități de evaluare a tuturor riscurilor pe care le avem la orice eveniment cu public numeros, și nu numai cu public numeros, orice eveniment care implică anumite riscuri. Bine, vorbim public. Și de protestele care au fost de-a lungul timpului. Personal am gestionat multe astfel de... Am și atât ca și comandant de subunitate, cât și comandant de unitate, inspector șef. Bineînțeles că acum tinerii, dar nu numai tinerii, sunt influențați de diferite rețele pentru a desfășura unele activități. Unii nici nu vreau să fac nicio critică, dar nici nu realizează cât de dăunătoare pot fi aceste influențe fără să înțeleagă adevăratul sens al activităților economice, sociale și politice ale unor în anumite momente. Și bineînțeles concret, că influența... Concret, ne puteți da un caz concret, nu cu nume, dar o situație anume. Am avut în București un aspect referitor la, de exemplu, la o acțiune de protest în zona, să spunem, în zona zero a capitalei, la piața Universității. Veniți că se întâmplă nu știu ce pe rețele. Păi au venit, dar culmea că nu era nimic acolo. Da, în 2012, 2011, 2012 am avut multe aspecte de acest gen. Culmea e că pe lângă cetățenii care manifestau pașnic și cărora le-am asigurat protecția, eu cel puțin, concepția mea a fost, cât am comandat toate structurile jandarmeriei, să a fost aceea de a asigura măsurile de ordine publică în limitele legii, fără să creăm, să dăm posibilitatea unor abuzuri. Sunt și izolat unele aspecte care sunt discutabile. Se pot întâmpla oriunde, bineînțeles, dar aceste lucruri trebuie eliminate și gestionate corect. Și bineînțeles că pe lângă persoanele respective, la o anumită oră, am observat că, fiind comandant de dispozitiv, șef de dispozitiv, atât eu cât și alți subordonați,
În urma analizelor efectuate ulterior, am văzut că la o anumită oră pătrundeau în acea masă de manifestanți, filmați de către structurile noastre care aveau atribuții în domeniu, dar și de cei de la mass media. Și ulterior au apărut chiar pe Netflix, au apărut unele filme care vizau unele evenimente. Și aceștia erau agitatori care automat influențau pe cei care erau creduri și acționau. De exemplu, am avut în ianuarie 2012 cele mai violente proteste, atât în capitală, cât și la nivelul național. Și toate evenimentele în capitală vizau chiar de la magazinul Unirea până la tot bulevardul care era 1918 și Magheru, fostul Magheru, erau numai vitrine sparte, distrugeri de tot felul, furturi, violențe, persoane rănite. Ulterior, când am făcut o analiză, era vorba de ordinul zecilor de persoane rănite, nu în urma intervenției jandarmilor, ci în urma faptului că, din cauza faptului că s-au panicat. O provocare extraordinară o reprezintă la ora actuală, atât pentru structurile de ordine publică din țară, în speță jandarmeria română, dar și celelalte structuri militare, noul context geostrategic, ca să mă exprim așa, creat de evenimentele din Ucraina și din Israel. Și nu numai din cele două regiuni, și regiunile celelalte. Kosovo, pentru că acolo în continuare este un butoi care fierbe, și alte zone. În 2022, fluxul de persoane care au emigrat în România a fost destul de mare. Automat, jandarmeria a trebuit să acționeze. Au acționat foarte bine alături de celelalte structuri din domeniul ordinii și siguranței publice. Nu numai atunci, și ulterior. Cred că și în perioada următoare pot fi și alte situații. Referitor la unele evenimente ale așa ziselor drone care au căzut în apropierea, în zona Deltei și în apropierea graniței comune cu Ucraina, cei de la Ministerul Apărării Naționale au gestionat destul de bine în situația dată. Și sunt sigur că vreau să asigur pe toți telespectatorii, toți cetățenii, de faptul că atât jandarmeria română, cât și celelalte structuri de ordine publică și armata română, cât cunosc eu, și mi-am desfășurat activitatea aproape 35 de ani în structurile militare, sunt pregătite să facă față oricărei provocări. Domnule general, ne puteți da câteva exemple de misiuni sau acțiuni notabile în care ați fost implicat? Referitor la acțiunile directe conduse de mine, pe lângă cele cu public numeros la nivel național, vorbim de toate evenimentele sportive din București, evenimente pe care le-am menționat ianuarie 2012, ulterior în luna mai a fost singura etapă, singura finală de Europa League care a fost organizată la noi în țară și am condus-o nemijlocit. Am avut foarte mult, e vorba despre finala Europa League dintre Bilbao și Atletico Madrid. Și bineînțeles că a necesitat o prezență de efective sporite și o organizare deosebită. În Afganistan am fost prezent alături de contingentele pe care le-am trimis acolo. Primul contingent eu l-am trimis și am vizitat și am desfășurat activități în bazele de la Wardak, din Kabul, din Spin Boldak, Kandahar. Chiar acolo colegii mei, subordonații mei, au fost atacați de către talibanii din acea perioadă cu diferite muniții și chiar la o săptămână după ce am plecat dintr-o bază, același elicopter cu care am zburat eu cu ceilalți a fost doborât și din păcate au murit 12 colegi din alte state. Dar astea sunt
ororile acțiunilor militare și suntem pregătiți pentru a face față. În Kosovo am acționat de două ori, am fost prezent în mijlocul jandarmilor. Vedem și câteva imagini acum pe ecran. Acolo a trebuit să, chiar odată, să coordonez, să desfășor activități și în prezența și în folosul celor de la poliție care erau dislocați acolo, dar și a jandarmilor din Camp Charlie, Mitrovița. Cea mai dură și cea mai zona cea mai fierbinte era Mitrovița în perioada cât am fost eu. Acolo aceste disensiuni interetnice dintre kosovari și sârbi și nu cred că se vor termina curând. Se lăsau tot timpul cu morți, împușcați, grenade aruncate. Culmea că jandarmii români n-aveau voie să folosească muniția reală și nici armamentul din dotare, ci doar mijloacele de prevenire a manifestărilor cu violență, deci non-letale, mijloace non-letale. Oamenii noștri au acționat atât împreună cu procurorii din zona respectivă pentru diferite, pe linia prevenirii evenimentelor de crimă organizată acolo, dar și de restabilirea ordinii publice. Asigurăm acțiuni inclusiv la un punct de trecere a frontierei foarte disputat în zona de nord a provinciei Kosovo, între Kosovo și Serbia. Acolo chiar și acum au fost evenimente. Dacă ar fi să alegeți un singur cuvânt care să definească cumva tot ce ați oferit dumneavoastră în activitatea dumneavoastră, care ar fi acela? Dăruire. Dăruire, empatie față de subordonați. A meritat? Din punctul meu de vedere, da. Chiar dacă, bineînțeles, la un moment dat eu am avut 33.000 de oameni în subordine și sunt sigur că printre ei au fost și oameni și care au perceput altfel acțiunile mele de conducere. Nu vorbim aici de management. Managementul e un termen actual. Eu vorbesc de conducere, că așa am fost educat militar. În sistemul militar nu se poate vorbi de democrație, sub nicio formă. Și atunci empatia față de subordonați, dăruirea și faptul că dumneata, eu am fost prezent la toate evenimentele în mod direct. Chiar se poate observa în unele poze, în unele imagini, în diferite evenimente, alături de subordonați. Și am stat acolo și iarna, și primăvara, și toamna, și când ploua, și când ningea, și când erau bătuți oamenii, când erau ai noștri. Să știți că meseria de jandarm implică multe riscuri. Asumate. Ce învățăminte pot fi extrase din experiența dumneavoastră în jandarmerie de către cei care ne urmăresc acum? Cei care urmăresc trebuie să înțeleagă că jandarmeria este formată din persoane, din cadre militare, salariași, civili, care aparțin poporului și sunt din poporul român. Nu suntem o instituție abstractă. Desfășurăm activități pentru popor, pentru cetățeni, în sprijinul cetățenilor. De exemplu, în cursul istoriei, chiar în februarie-martie 2012, ulterior și anterior acestei date, am avut foarte multe intervenții, atât în mediul, în județul Dâmbovița, în zona Padina, Peștera, în 2012, în toată zona de est, sud-est a României, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Bacău, datorită iernii și a condițiilor meteo nefavorabile, oameni care au rămas în zăpadă, oameni care erau în imposibilitatea de a se deplasa, bătrâni, bolnavi care trebuiau să facă diferite, să fie aduși la spitale. Jandarmii, chiar am avut oameni care, patru jandarmi în 2012, de-aia rețin acel an, mai mult, pentru că atunci am avut patru oameni care au avut picioarele degerate. Unul chiar și-a pierdut un picior. Pentru că a acționat într-o zonă din Buzău unde era absolut, a trebuit să stea 24 de ore să care o bătrână până la spital, până la unde era salvarea. Și nu numai. Deci, ce pot să spun? Oamenii trebuie să înțeleagă că jandarmii acționează în favoarea lor. Chiar și când nu trebuie să scoatem în evidență unele evenimente unde s-a acționat haotic. Bineînțeles, pot spune lucrul ăsta.
dar sunt puține și nu trebuie să caracterizeze imaginea de ansamblu sau să o analiză de ansamblu. Pentru tineri vreau să spun că reprezintă o meserie onorabilă și vreau să spun că săptămâna trecută am fost prezent la avansarea promoției de subofițeri de la Drăgășani, școala de subofițeri Drăgășani, și o promoție destul de numeroasă pentru ora actuală. Și tinerii militari, discutam cu câțiva tineri, care nu mă cunoșteau, bineînțeles, și erau încântați că vor veni în subunități și vor să ajungă chiar și la general. Le explicam acea învățătură și acel dicton din timpul lui Napoleon. Fiecare soldat poartă bastonul de mareșal în raniță. Și le explicam că pot deveni din subofițer general oricând, bineînțeles, printr-o evoluție în carieră corectă. Eu ce pot să le spun? Pentru colegi să își urmeze visul și să continue să facă lucruri pozitive, să-și desfășoare profesionist activitatea, pentru cetățeni să fie aproape, să țină aproape și împreună să învingem toate evenimentele care sunt și cele care, Doamne ferește, pot veni. Și din păcate situația internațională e destul de fragilă și necunoscută în multe situații. Mulți emit tot felul de teorii, dar nu putem emite din punctul mergem meu de vedere. Mergem pe lucruri concrete la momentul. Nu se poate discuta, dar culmea este că s-au întâmplat într-un timp scurt evenimente destul de grave. Cam asta este. Eu ce pot să spun? Iar șefilor să fie profesioniști. Asta este toată situația. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Suntem această emisiune să se difuzează de Ziua Națională a României. Vreau să transmit tuturor telespectatorilor, cetățenilor țării noastre, la mulți ani, multă sănătate, împliniri și multe realizări alături de cei dragi. Iar pentru că vin și sărbătorile de iarnă, la mulți ani și să ne revedem sănătoși în noul an. Vă mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, doamnelor, domnilor, emisiunea Fără Secrete se încheie aici. Vă mulțumesc pentru că ați ales și de această dată să fiți alături de noi. Nu uitați că oricând ne puteți urmări activitatea pe site-ul www.columnatv.ro, pe pagina de Facebook și pe YouTube. La mulți ani România, la mulți ani români! Pace și iubire vă doresc!